Ceahleul Piatra Neamț și CSM Latina s-au duelat în cadrul etapei a doua a sezonului de Liga a doua, iar rezultatul a fost unul dramatic pentru moldoveni. Nemțenii au fost învinși fără drept de apel cu scorul de 0 la 3 spre marea dezamăgire a finanțatorului Anton Măzărianu, care a avut un discurs extrem de dur după fluierul final al partidei. Joacă slab, apărarea este praf, o să încercăm să găsim soluții cât mai repede. După cum ați văzut, anul trecut nu am avut atacanți, acum nu avem apărare. Este un câștig că avem cel puțin un băiat în atac, dar la apărare trebuie să ne organizăm extrem de repede. Se vor găsi soluții cu siguranță. Sper să avem prima victorie în acest sezon. O să se mobilizeze mai bine. Din păcate, în apărare nu avem material. Dacă nu ai cu cine juca, nu ține de antrenor. Ați văzut, pasăm destul de bine. Putem spune că este o schimbare. La Cixereda, toate golurile au fost din greșeli individuale, a declarat finanțatorul lui Ceahlăul Piatra Neamț. Problema nu este pe banca tehnică. Aceasta este părerea lui Anton Măzărianu. Antrenorul nu se pune problema să plece. Modul de antrenament este ok și chiar sunt mulțumit, doar că nu avem material, nu avem cu cine să facă treabă. O să găsim soluții. Primele două etape m-au supărat. Nu am luat niciodată la ceahleul bătaie la trei goluri diferență, nici când eram în Liga a treia. Asta este încercăm, luptăm în continuare. Au fost unele soluții bune, altele nu. A completat acesta. Finanțatorul Ceahlăului a vorbit și despre compartimentul defensiv. Din păcate, toată linia de fund este foarte slabă, știm lucrul acesta, nu trebuie să ne convingă nimeni. Acum trebuie să găsim variantă cât mai repede posibil. Am fost acum în ședință cu stafful tehnic fără jucători și s-au luat câteva măsuri, a declarat Măzărianu într-un interviu acordat pentru Facebook. În primele două etape, Ceahlăul Piatra Neamța a încasat șase goluri, reușind să marcheze unul singur.